Nicoleta Dragnei e însărcinată în șase luni. Fosta ispită urmează să nască la sfârșitul lunii ianuarie. aflat sexul bebelușului. Nicoleta Dragne de la insula iubirii se pregătește să nască peste doar trei luni cel de-al doilea copil, asta deoarece fosta ispită e însărcinată și trece prin cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Deși la început a avut și stări de rău și a acuzat amețeli, acum ea ne-a mărturisit în exclusivitate că se simte mai bine și începe să-și revină. Nicoleta Dragne de la Insula Iubirii, despre sexul celui de-al doilea copil. Fosta concurentă ne-a precizat că sarcina decurge normal, iar de puțin timp a aflat și dacă va avea băiețel sau fetiță. Sunt bine, mai sunt și zile bune și zile rele. E ok în mare am avut și amețeli, acum sunt mai bine de vreo două săptămâni. Am avut și perioada mai puțin plăcute, dar sunt normale, nu mi-a zis nimeni că ar fi ceva ieșit din comun, ne-a spus Nicoleta Dragne, în exclusivitate pentru Spinus Ro. Nicoleta Dragne a aflat dacă e însărcinată cu fată sau băiat, însă în continuare preferă să nu dea prea multe din casă, ci își dorește să se convingă 100% de sexul celui de-al doilea copil, așa cum ne-a afirmat chiar ea. Sunt deja în șase luni, aștept o morfologie peste o săptămână, știu un mare sexul bebelușului, dar am zis să mă mai uit încă o dată. Medicii spun că sunt siguri, eu încă nu m-am convins, că au mai fost cazuri când s-a spus ceva și te-ai trezit cu altceva, ne-a mai spus Nicoleta Dracne. În ceea ce privește pregătirile pentru venirea pe lume al celui de-al doilea copil, Nicoleta Dragne susține că nu e acel tip de mămică care cumpără hăinuțe cu o lungă perioadă înainte de a naște, ci abia după ce acesta vine sănătos pe lume. Ea mărturisește că uneori hainele nu pot fi bune și nu are sens să le cumpere, plus că acum are destul de multe haine rămase și de la primul copil, cel care a împlinit în vară doi ani. Nu, Doamne ferește! N-am făcut asta nici cu primul, oricum acum am toate chestiile de la primul copil, prefer să iau totul atunci la fața locului, în ceea ce privesc hainele. Sunt copii care se nasc mai mari, degeaba le iei haine dacă nu încap în ele, cel mai bine atunci îl vezi și durează două ore să te duci să iei haine, găsești peste tot, ne-a mai zis Nicoleta Dragne. Nicoleta Dragne își deschide salon de înfrumusețare. Chiar dacă înaintează cu sarcina, în continuare Nicoleta Dragne are multă treabă, căci e ocupată cu atelierul de haine pe care aceasta îl deține, dar și cu deschiderea unui salon de înfrumusețare. Ea ne-a povestit că se ocupă tot timpul de afacerea sa, dar are și oamenii ei în care are mare încredere și care știu ce trebuie să facă. De atelier eu mă ocup, îți dai seama că am echipa formată și fetele știu ce au de făcut în caz de ceva, dar eu le trimit dimineață toate instrucțiile, toate comenzile și tot ce trebuie. Dar deja fiind echipa de 5 ani știu ce trebuie să facă, nu trebuie să le dau murăne gură, chiar dacă nu sunt eu acolo, deci totul este ok. Acum vom deschide și salon de înfrumusețare acolo unde este și atelierul, ne-a mai zis Nicoleta Dragne întrebată dacă nu cumva se gândește ca pe viitor să-și deschidă și o colecție de haine pentru copii. Nicoleta dragnea ne-a mărturisit că nu vrea să se aglomereze și mai tare, însă susține că a făcut și hainuțe pentru copii sau pentru bărbați, dar doar pe comandă. Noi am făcut și hainuțe pentru copii, dar doar la comandă. Au fost mămici care și-au făcut treninguri și ne-au rugat să facem și fetițelor sau băiețeilor lor la fel. Am făcut. Am făcut haine și de bărbați, dar n-am vrut să stau să mă complic și să scot o colecție doar pentru copii sau bărbați, am făcut doar la cerere. Am avut foarte multe familii care au vrut să fie îmbrăcați la fel, am făcut la comandă, la cerere, dar în rest n-am vrut să mă încarc, atelierul e deja foarte aglomerat. De obicei e bine să fii pe o singură chestie, când faci mai multe te cam pierzi în ele, ne-a mai spus vedeta. În ceea ce îl privește pe primul copil, băiețelul e foarte fericit că va avea un frățior sau o surioară și mângâie burtica mamei sale în fiecare zi. Nicoleta Dragne a mai spus că vrea să nască natural, așa cum l-a născut și pe primul ei copil, dar dacă medicii vor decide că nu se poate, atunci se va lăsa pe mâna acestora. Băiețelul e fericit, mângâie burtica toată ziua. Noi avem oricum o nepoțică de două luni și e foarte îndrăgostit de ea tot timpul se duce și o mângăie, o pupă, cred că așa o să fie și cu fratele lui sau soră, ce va fi. O să nasc pe sfârșit de ianuarie, cam așa. Dacă se poate, voi naște natural, dacă nu, mergem pe mâna medicului. Pentru mine a fost mult mai ușoară recuperarea față de cum a fost la cezariană, ne-a mai spus Nicoleta Dracne.